Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Fetele frumoase nu se găsesc doar în reviste, la televizor sau în marile orașe. Ele se găsesc și la țară. Ei bine, asta ne propunem noi, să descoperim fete frumoase de la țară. Să înceapă Miss Fata de la țară! Șase vedete, șase destinații și foarte multe fete frumoase care de-abia așteaptă să fie descoperite. Două dintre cele șase fete care vor intra în cantonamentul de la București au fost deja descoperite. Maramureșanca Maria din Ehud este aleasa Dani Săvuică, iar bucovineanca Raveicuța a devenit frumoasa lui Marcel Pavel. Alte patru vedete vor pleca în diferite colțuri de țară în căutarea frumuseții autentice. Gina Pistol va pleca blond spre Delta, în Luncavița. Dana Săvuică a spart gheața și a mers cale lungă până la Maramu, la Ehud. Vocea lui Marcel Pavel a ajuns săptămâna trecută în fundul Moldovei, în Bucovina. Dan Bordeianu va fi aruncat la Brusturoasa, într-o zonă de munte a Bacăului. Smiley va fi teleportat nu pe Marte, ci în Oltenia la Polovragi. Iar Mihai Mitoșeru va încheia turul de forță în Alba la Bistra. Astăzi a venit rândul Ginei Pistol. A tras la sorți și a ales Luncavița, în județul Tulcea. Pare o misiune destul de ușoară, având în vedere că Gina este obișnuită cu evenimentele mondene și prezentările de modă. Să vedem cum se va descurca. Gina Pistol s-a înarmat cu răbdare pentru un drum nu tocmai scurt, care include și o traversare a Dunării cu bacul. Cum ea nu știe mai nimic despre locul unde va ajunge, în mașină i-am lăsat o scrisoare să-i țină de urât. La capătul acestui drum trebuie să descoperi și să ne propui varianta ta de Miss Fata de la țară. Fata pe care o vei alege tu te va reprezenta pe tine, va fi 100% alegerea ta. Găsește o fată de care și tu și comunitatea din care face parte să fiți mândri. Pentru a te ajuta în misiunea ta, un localnic îți va fi ghid și ajutor. Numele lui îl vei afla de la primarul Lucaviței, care te așteaptă. E fain așa să mă ajute cineva. Călătoria Ginei se apropie de punctul de destinație, Luncavița, un adevărat paradis pescăresc, undeva la marginea deltei. O comună pur românească, la poalele munților Măcini, cu oameni, gospodari și fete pe măsură. Gina Pistol trebuie să afle cât de frumoase sunt mândrele locului și să o pescuiască pe cea mai cea dintre toate. Cum a pus piciorul în Luncavița, Gina Pistol a contactat pe omul de legătură, primarul. Bună ziua! Se poate? Da. Bună ziua! Salut, Gina Pistol, îmi pare bine, bine Ștefan v-am găsit. Liliu, bună ziua, bună ziua! Eu sunt primarul comunei. Așa tânăr? Am mai îmbătrânit între timp, că la primul mandat am fost mai tânăr, acum sunt la al doilea și deja... Câți ani aveți? 33 am făcut săptămâna trecută. Mulți tânăr! Chiar suntem extraordinar de bucuroși și puțin, nu să zicem, emoționați. Nu trebuie să fete emoționați. Eu sunt emoționată, că am zis că sunt foarte multe fete frumoase. O să-ți dăm un ghid care este șeful serviciului de urgență din localitate, pentru că a găsi fete frumoase este într-adevăr o stare de urgență și mai ales că tu ai un nume predestinat pentru treaba asta, poți Pistol, să-l ajuți, adică da. Poți să-l ajuți pe el și el este dotat cu muniția la mine. Ce rugăminte am? Chemați-l pe Marcel de la situații de urgență.
El este ghidul tău, bună ziua, bună ziua, Gina Pistol, îmi pare bine. Agenții Marcel și Pistol nu au o misiune ușoară, mai ales că în Lungavița este cod roșu de caniculă și fetele sunt ascunse la răcoare. Cu toate astea, sunt optimiști. Ghidul de urgență îi propune Ginei un loc unde să țină pe seară preselecția, parcul din fața căminului cultural al comunei. Sunt fete care sunt disponibile, sunt chiar amatoare, pentru că în zonă nu s-au mai făcut emisiuni de divertisment și nici preselecții în sensul ăsta. Da, oricum e o șansă bună și pentru fete și... Bună ziua! Da, sigur că și un premiu destul de mare. Prima fată intră în vizorul Ginei Pistol chiar pe Ulița Mare. Ce faci? Mamă, ce înaltă este! Gina, îmi pare bine. Câți ani ai? 17 ani. Perfect. Ce înălțime ai? 1,80 aproape. Se pare că am pășit cu drept în Lungavița, pentru că prima fată găsită a fost o fată foarte înaltă. Eu am venit la voi să caut o fată frumoasă care se vine la București să reprezinte comuna și să câștige un premiu de foarte mare. Îți râde? Da. Da? Da. Ce faci tu așa în fiecare zi? Cu ce se ocupi timpul? Așa, prin centru, pe acasă. Lasă centru, că centru care centru, de aia spune-mi, știi să gătești sau ajuți oameni la curățenie? La curățenie am ajuns. Da? Gina Pistol caută fete frumoase, dar și gospodine. Așa că s-a gândit la un fel de test, care să măsoare atât grația fetelor, cât și priceperea lor. Măturat. Da, știi că eu la țară măturam cu... O să fiu ca o soacră, să știți, că sunt foarte... Cu din asta cu măturam. De curte. Da, ca să nu se ridice praful, că l-am dat frunzele. Fata tocmai probată cu mătura îi spune Ginei de una dintre prietenele ei, care ar putea să fie și ea potrivită pentru Miss Fata de la țară. Elena! Elena! Vino puțin! Ia uitați ce fete frumoase avem la... Mă, vă să din ce în ce mai înaltă! Ia uitați ce fete frumoase avem la... Mi-ai servicat pe Oscar! Bună! Gina, îmi pare bine! Ce ochișoare are! Băi, ce frumoșele! Apare că aproape că e machiată, dar nu este. Nu sunt machiată. Ce frumoșită e! Ce faci? Ce făceai? Mi-am acolo tot. Să rămână mama e! Ce faceți? De treabă fac și eu. Păi și fata nu vă ajută? Mă ajută și ea, dar mai ocupată. O lăsați să vină la un concurs de mis? Da, mă. Cred că nu știe mama aia ce-i concurs. Căldură mare în Lungavița. Așa că agentul Marcel consideră situația una de urgență și decide să acționeze. Unde te duci? Bună ziua, bună ziua! Să rămână doamna Gina! Oprește o căruță și îi cere căruțașului să se alăture misiunilor de frumusețe. N-aveți bre urcătoare de aia? Da, stai. Ia ajută pe domnișoară. Să luăm încoace așa spre Văcăreni, că trebuie să găsim pe strada asta niște gospodari care au fete să concureze la concursul ăsta de Miss Fata de la țară. Fete frumoase. E, vă tai. În momentul acesta mi-am adus aminte de copilăria mea la țară. Am condus căruța și exact cum se întâmplă la țară. Sau te cunoști cu toată lumea. Bună ziua, bună ziua! Dacă aveți fete frumoase și tinere, trimiteți-le diseară la 5 la cămin. Trebuie să găsim noi niște fete pe zona asta, pe aici, pe undeva. Da, la ar fi la munca câmpului. Că da, nu e nicio problemă. Dacă sunt la munca câmpului, mergem după ele. Mergem și după ele. Auzi, ia-o la dreapta aici, bre, ăsta, lui Paraschiv, n-are fete pădurarul ăsta? Ei, fata pădurarului. Căruțașul pare făstăcit și depășit de așa o misiune și e pe punctul să dea cu oștea în gard sau în tractor. Gina Pistol este însă vigilentă și se transformă pe loc în agent de circulație rurală. Stai încet, că iese un tractor. Vine un tractor, bre, stai. Ieșit sau nu? Ăla stă! Stă pe loc ăla! Aoleu! Oh,
Ce făcuși, mă, Pintea, mă? Mă, băiatule, mă. E Euro 4. Bună! Stai să apuc. Bine, tu ce faci? Da, câți ani ai? 16 ani, o, ești mai ușor. Și ce înălțime ai? 1,65. Te interesează să participi la un concurs de Miss? Da. Mai prietene? Da, mă verișoară. Acasă. 14. Păi atunci nu urci lângă noi și mergem să vedem și de aici la ta și pe motelă să nu-i la zahăr? Sau unde? Da? Da. Hai. Poți? Așa. Hai, bagă-te aici lângă mine. Sărmâna! Doamna este mătușa ta? Mamaia. A, mamaia? Da. Așa tânără? Da. Sărmâna, ce faceți? Bună ziua! Bine, Bunica. Așa, am venit, am înțeles. A, uite și ea, ai verișoara, nu? Da, mai am. Bună! Ce faci mai acolo? Prășești? Ce vrândice sunt... Gina, îmi pare bine. Am venit să vă iau nepoatele la o preselecție pentru un concurs de Miss. Țară-țară, dar văzurați ce cercere nasa are flori? Bunica nu stă pe gânduri și le dă verde nepoatelor pentru Miss Fata de la țară. La ce ori? La 5-17 și jumate. Să veniți nemachiate, da? Așa, adică să nu vă originale. Aranjatul la București. Gina merge mai departe, din bătătură în bătătură, casă cu casă. Unde aude de o fată, hop și ea la poartă. Bună ziua, putem să intrăm? Ia, au zis, ia uite ce fată frumoasă ne intrăm până... Gina, îmi pare bine. Câți ani ai tu? 17. Oh, perfect. Și cam în înălțime 1,70 m, nu? Da. Eu am venit special aici ca să aleg o fată care să reprezinte comuna la concursul de Miss. E o Miss Fata de la țară, știi? Da. Ce zici? Da, sunt o Miss. Da? Da? Da. Mai ai frosoră sau? Da, am și am soră, este, dar e... este mai mică. Câți ani are? Are 12 ani, 13. Oh, e micuță rău! Da. Mi-a plăcut foarte mult de ea pentru că era dezghețată, vorbăreață și arăta foarte bine. Tu ceva, tu ești elevă, nu? Și muncești așa, ați ajuns părinții la muncă? Da? Pentru Gina, la țară înseamnă obligatoriu măturatul prin curte, un adevărat barometru. Și această fată ia mătura de coadă la comanda Ginei. Hai că te încet, încet. Dacă sunt o soacră, știi, că când stai și mă uiți, știi? Ia să vedem, ai mătura bine aici. Gata. Mulțumesc frumos. Se vede că ești fată de casă. Ea este sora ta, nu? Da. Mamă, ce înaltă ești pentru 13 ani. Oh, no, deci tu pentru peste un an ești comoară. Și tu câți ani ai? 16. Păi și nu veniți diseară să o susțineți? Avem un concurs la Peștișoara de Aur. A, tu cânti? Cu dansurile? Ce dansuri faci? Populare, da? Da. Bravo, foarte frumos. Tu mi-ai arătat și mie câțiva pași? Haide! Foarte frumos! Foarte frumos! Am descoperit că Loredana are o soră foarte frumoasă, dar din păcate era foarte mică și nu se putea înscrie în concursul nostru. Dar este foarte frumoasă. Veniți să o susține pe ea diseară, nu? De nu poate. Ah, da, bravo, plec. Da. Dar mâine? Poate. Mâine veniți, da? Da. Din uliță, Gina Pistol aude niște zgomote și se ia după ele. Un atelier de fierărie. Speră să se potcovească măcar cu un pont. Bună ziua! Ce faceți? Ce să faci? Fiarele!
Tataie, nu oprești o leacă meseria asta. Da. Păi și n-aveți nicio fată frumoșică așa să vă ajute? Eu n-am, dar are o vecină la două case aici, o fată frumoșică. Da? Da. I-au zis. Da, dați bancă, nu vă dau așa. E, acum se plătește, nu? Păi dar nu cumpărăm. Nu cumpărați? Nu. O înscriu la un concurs de mis. Uite, mergeți la el, vă două case acolo și zic că e o fată foarte... Da? Da. Și mă tale ce face aici? Îți fac potcoave pentru cai, pentru... Da? Da. Și merge treaba? Să mă aduc povestea? Merge, da? Merge. Deci unde spune mă tale că e fata aia mai în față? Tineretul! Voi trebuie să puneți mâna la treabă. Așa e, bre. Puneți mâna la treabă, luați-i pe ăștia, după aici, după sat. Mai zi de fata aia, unde e mai în față? La a doua casă, deci. Mulțumesc mult. Pe stânga sau dreapta? Da, 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 da. Pe stânga sau dreapta, bre? Da. Ușor derutată, Gina Piston alege la noroc stânga și nimerește o fată trebăluind prin curte alături de tatăl său. Bine, aveți bine. O fată? Avem. Și unde-i? Face treabă. Hai, mă! Pe căldura asta, așa? Pe căldura asta, păi la țară. Cum o cheamă? Raluca. Raluca? Da. Ce faci, drăguța, acolo? Ce rămâna. Bună ziua, bună ziua. Ce faci? Bine. Câți ani ai? 15. Oh. Gina, îmi pare bine. Gina, îmi pare bine. 15 ani? Da. Deci, sinceră să fiu, cred că dintre toate fetele, ea este cea mai muncitoare. Era ora, oricum era foarte cald afară și am găsit-o muncind, deci ajuta părinții. O lăsați să vină la o preselecție diseară? Da. Caut o fată frumoasă, deșteaptă și cu minte și să încerce șansa. Fata care va câștiga, va câștiga un preu foarte mare, e un început. Am înțeles. O lăsați, nu? Da. Bineînțeles, cum să nu. Da, așa vă aștept tot timpul? M-a ajutat la încărcat gunoi, curățenii prin casă, prin da? Curti, la păi da. Tot felul de... Iarbă la borci. Gina Pistol este convinsă că Raluca este cu adevărat o fată de țară. Numai bună pentru preselecția ei. Te aștept de seară, da? Da. La revedere! La ce oră? La 5 jumate. La 5 jumate. Da? Da. Mulțumesc frumos, o zi bună să aveți. O zi bună, să rămână. O zi bună. O situație de urgență îl răpește pe agentul Marcel din misiunea noastră. Gina trebuie să ia frâiele în mână și trece la comanda căruței de frumusețe. Bravo, băiatu! Hai, 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 de! Hai, băiatu, hai, bă, hai! Oh, oh. Da peste voi! De! Hai, bravo! Oh, 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 încet, încet. O uliță importantă a Luncaviței este sub supraveghere permanentă. A unei țațe curioase care știe tot ce mișcă în zonă. Seară mână! Pe aici, pe ulița dumneavoastră, nu e nicio fată așa... Nu de măritat. De mers la un concurs de mis. Asta e poată, dar nu știu dacă o lasă maică-sa. Câți ani are? 16-2 octombrie. Înaltă? Păi de ce nu să vedem și noi? Da, aici, la poarta asta. Ah, aici mă duc da, alături, da, 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 da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, vă deranjăm? Poftiți. Gina Pistol, îmi pare bine. Îmi pare bine și mie, Lica. Ce faceți? Am înțeles că mi-a spus mama mea voastră sau soacra? Soacra, a, cred. Soacra mea, da. Mi-a spus că aveți o fată frumușică, da, tinerică. Da, am o fetiță, da, aproape 16 Putem ani. Putem să vedem și noi? Da, 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 stați, stați cu chem imediat. Ia vino, vino încoa. Ei este fetița. Bună ziua. Ei, bună! Gina, îmi pare bine. 16 ani, nu? Da. O lăsați să participe la un casting pentru un concurs? Da, da. Tu vrei? Da. Da? Frumoasă este, domnișoară. Da, să vă spun. Căutăm fete frumoase, cu minți, muncitoare, din provincie, da, care merită o șansă să devină cunoscută și să le dea un pic așa peste nas fetelor cu fițe de la oraș. Da, ea chiar învață la oraș și întâmpină... Da, dar știți cum că și eu sunt de la țară. Și cum așa contează unde... Și tocmai de asta, da. Da.
fără experiență. Da, e bine. Este foarte tăcut, are emoții, cred. Ei, da, și așa e prima oară când vezi camera. Da. Dar ea spuneți în drept, vă ajută la treabă? E super hărnicuță. Chiar vreau să plec în Italia și vreau să o las ca bază. Știți voi că esențele bune se țin în sticluțe mici? Ei bine, vă spun eu. Am descoperit-o pe Petronela, o fată foarte drăguță care a acceptat din prima. Și se pricepe să dea și cu mătura. Ia să văd și eu cum ții tu mătura. Dacă dai așa puțin prin curte, ia să văd așa. O probă. Hai, încep de acolo. Nu vă mătur. Nu. Pe căldura asta este imposibil ca Gina Pistol să ia casă cu casă și să descopere toate fetele Luncaviței. Așa că primește întăriri, un toboșar care să dea de veste despre venirea ei în comună. Atențiune, atențiune! Doamna Gina Pistol vă invită la ora 5 să alegem cea mai frumoasă fată din comuna Luncavița. Atențiune, atențiune, dragi flăcăi! Doamna Gina Pistol vă invită diseară să alegeți cea mai frumoasă fată din Luncavița. Dacă aveți bună plăcere la ora 5, veniți băieți! Plăcere cu toată încrederea! Vă rog să poftiți! O nouă lovitură pentru misiunea Ginei Pistol. Calul Pinta depune armele. Își ia căruța la spinare și se retrage în grajd. Gina rămâne perpedes în praful uliței. Ce faceți? Uite-vă, privim! Nepoate așa mai mari, frumușele aveți? Avem, dar în deplasare, pe Galatis. Păi am auzit că sunt o grămadă de fete tinere, frumușele. Sunt tinere, frumușele, dar mai sunt pe-n partea aia, pe acolo, da? De sat, de comună. Ei, sărumâna, mă duc să le caut. Mulțumim! Sănătate! Singură, deshidratată, cu soarele în cap, Gina Pistol dă semne de confuzie și dezorientare. Cu banul, stânga sau dreapta, înainte. Locația superbă, oamenii minunați, dar din păcate am filmat niște condiții foarte grele, pentru că era foarte cald și mi-a fost foarte greu să găsesc fetele, că toate erau la adăpost, la răcoare. A fost greu, foarte greu. Auziți, fetelor, voi nu știți o fată drăguță pe aici? M-am bătut soarele în cap încât am ajuns să vorbesc cu curcile. Următoarea întrebare este dacă am dat-o razna? Da. Mi s-a uscat gâtul, mă lăsă, iau niște apă măcar să mă hidratez, că mi se face rău. Bună ziua! Bună ziua! Ai, ce bine aici, Doamne! Ce să mi-i din dacă răcoare? Ai, avem 10 ore de când ne plimbăm pe aici și căutăm fete frumoase. Unde sunt fetele frumoase din comună? Nu vor să mai stai la țară. Păi asta e și ideea, să luăm o fată frumoasă de la țară, că și de la țară. Am și eu fata, dar a zis că de la 14 ani, nu? Câți ani are? 14 și... Împliniți? Da. Păi e ok dacă dumneavoastră vă dați acceptul dacă e să câștige și să vină la asta. Veniți cu ea diseară la... Vine, trebuie să apar. Apă rece aveți? Rece ca gheața? Ce vine să mă bag în ăsta frigorifică. Deci nu mai găsesc cuvintele. M-am transformat. Când am venit aici eram zână, acum plec muma. Misiune grea pentru Gina. La 40 de grade, fără să știe prea multe lucruri despre oamenii din zonă, se pare că Gina a cam obosit. La fel ca și mine. Fetelor, asta vă așteaptă când veniți în București. Multă sală și foarte multă muncă. Da, nu-i nimeni pe stradă. Când eram mică la țară, la mine mai stăteau oameni la... în poartă, pe bancă. Aici nu prea.
Gina Pistol pare că a terminat muniția. Salvarea misiunii stă acum în camarazii săi de arme, doi toboșari care anunță uliță cu uliță marele eveniment al Luncaviței. La orele 17:00 vă invită doamna Gina Pistol la Miss Luncavița. Sunteți invitați? Fata de la țară! Fata de la țară, intrarea e gratis! După ce că este cu bateriile aproape goale, Gina Pistol mai dă și de o fată în plină criză de neîncredere. Ce faci? Câți ani ai? 23. Bun, și ce înălțime? Ai 1,60 și 60 și un pic. Da. Te interesează să participi la un concurs de Miss? De ce? Nu. De ce? N-am treabă cu de-astea. Cum adică? Că ești frumoșică. Păi de ce? O să fiu eu, cea care eu să intru. N-am nicio șansă. Cum o să n-ai nicio șansă? Păi dacă pleci așa la drum că n-ai nicio șansă, nu e adevărat. Trebuie să te crezi, nene, eu sunt cea mai tare, eu o să câștig. Trebuie să ai încredere în tine, da, așa este. Nu rata șansa. Și eu la fel, eu vezi că sunt mică de înălțime. Da, uite, am făcut o grămadă de reclame și... Adică sunt... Nu ai rost să te cu picior, că nu... Și așa, ce faci? Ai treabă? Ai... Păi vezi? Sunt în curățenie, dar e ok. Și ce dacă? Și eu eram în curățenie și m-a chemat la câte o emisiune sau la câte un casting pentru reclame, mă duc și am ce să fac. Okay. Da? Ne întâlnim de seara atunci. Mai simul, Gina, îmi pare bine că ne-am făcut. Cu această lecție de ridicare a moralului, Gina Pistol depune armele. Se retrage la bază ca să pregătească asaltul de seară, preselecția. Ar trebui să ajung și eu înainte de... casting, să ajung și eu măcar să-mi fac un pic un duș. Să mă găsească fetele într-o stare fresh. Ați apărut! No, nu mai pot! Gavita are foarte multe fete frumoase. Sunt tare curioasă să văd cum se vor descurca ele la preselecția organizată de Gina cu sprijinul primarului din sat. O sărbătoare locală la care va participa toată suflarea. Săruna, domnișoară! Bine ați venit la, noi! Săruna! Uite, aici ne-am adunat pentru că avem fete așa de frumoase în localitate. Da. Și au spus că ele trebuie să iasă în evidență doar dacă cineva care este de mult ieșit în evidență și de notorietate, cum e Gina Pistol. Pe unde luăm? În iarbă? Pe aici, prin iarbă, da. Trebuie să le vadă. Și ei sunt formația noastră locală care scânt un marș, să zicem, dobrogenesc de bun venit. Noi ne mândrim că comuna noastră, comuna Luncavița, are... fete frumoase, iar Gina a venit astăzi ca să le testeze. Voi alege o singură fată care va merge la București, unde alături de alte 5 fete va participa la concursul de Miss, iar fericita câștigătoare a Marelui Premiu va câștiga, pe lângă experiența pe care o va căpăta de-a lungul timpului, un premiu, zic eu, deloc neglijabil, adică 10.000 de euro. Am vrut să mă înscriu și eu la... De. Astăzi, în fața primăriei, la preselecție, am reușit să facem așa un fel de sărbare. Au venit foarte mulți oameni, mulți din curiozitate, mulți au venit să-și susțină preferatele. Să începem cu, eu știu, cu probă de... Okay, cu prima trebuie să cunoaștem fata, nu? Gina Pistol o ia cu începutul. Cunoașterea fetelor prin 2-3 întrebări de încălzire. Unele însă capcană. Recomandă ceva, domnule primar. Corect. Asta ce la mine recomandă. Locurile de distracție ar trebui să fie mai... Mai multe, nu? Mai multe. Gata, eu m-am notat aici, stai că eu am... Și care ar fi soluția ta? Să se construiască o discotecă, un club, ceva mai atractiv. Așa era clubul. Ia spune, ce sunt moșoaile? Moșoaile sunt un grup de tineri.
Colindători. Colindători care... Au ceva aparte spre deosebire de alții. Da. Au măști care sunt specifice. Dacă ai fi primar pentru o zi, ce ai face? Probabil aș face terenul, aș termina. Pentru că... Corect. Terenul de fotbal, pentru că este o investiție foarte bună pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru că fotbalul chiar merită. Spune-mi trei obiecte care te-ar defini pe tine ca persoană. Orice. Trei obiecte. Pe mine pantofii. Oglinda, hainele, accesoriile. Credeam că zici băieții. Cum ar trebui să arate prietenul ideal? Păi să fie mai înalt decât mine, nici gras, dar nici slab și drăguț, să se comporte frumos cu o fată. Pot să propun ceva? Da. Să facă un dans? Da. Să danseze? Da. Dam un meseriaș în dans. Relu, te rog frumos, vină puțin. Dar știi care e chestia? Că este taică-să. A, da? Așa tânăr? Când? E tânăr? Arăt. Ia, Dumitru! Vino în coace! Hai, băieții! Aplauze! Dacă te-ai naște pentru a doua oară, în pielea cui ai vrea să fii? În pielea cui? Eu aș vrea să fiu în pielea Angelinei Jolie. Și eu la fel. Aș vrea să fiu în pielea Rianei, îmi place foarte mult de ea. Ce oraș ai vrea să vizitezi? Paris. Și de ce? Pentru că mi se pare interesant, romantic. Gina Pistol este vigilentă. Pe lângă fetele înscrise la preselecție, aruncă un ochi și spre fetele din asistență. Și ochește o fată interesantă. De ce nu vrei să vii lângă noi? Aplauz! Cum te cheamă? Paraschiviliana. Dar de ce nu vrei să vii la un concurs să te înscrii? Nu vreau. De ce? Ei, las pe ele că-s mai mici. Cum câți ani ai? 21. Aoleu, dacă tu ești bătrână, câți ani? Nu e bătrână, haide că merge. Eu am 30 de ani, cum ar trebui să mă simt? Ai, cum să ai 30 de ani? Bine, 29. Așa, hai să încurajăm aici! Bagă tare! Aplauze pentru Iuliana, hai! Hai, Iuliana! Nu se știe niciodată! Nu mai stăm la discuții! Mai are o soră geamănă. Da? Exact. Sora mea geamănă. Ah, da. Hai vino puțin. Hai vino un pic. Hai, te rugăm frumos. Aplauze. Să aplaudăm pe Carmen. Ce schimbă la sora ta? Ce schimbă? Nimic. Nimic? Nu te enervezi așa nimic de soare însărite? Tu? Ce schimbă la sora? Nimic. Hai, mă. E jumătatea mea. Mai enervant, dar și plictisitor. Le băgăm pe amândouă în concurs. Că... Da. Da. Păi e și păcat, nu? Da. Voi formați în trei frumos. Gina a auzit cum vorbesc fetele. Acum vrea să vadă cum se mișcă. Pe muzică tradițională. Hora a fost mai mult un bonus din partea mea, ca să le văd așa cum se mișcă. Nu a contat foarte mult lucrul ăsta, dar am făcut-o pentru distracție. Și chiar a fost un moment frumos. În astă seară vreau să fie toată lumea mea, din cetățuie până-n ghionul Crapina, din pădure până-n baltă frățioare, râde soare ca o floare la Lungavița. Și hop, hop, ca la Lungavița, hop, hop, ca la Lungavița, țin-o pe de-al tot așa, hei! Mulțumim frumos! Bravo! Proba cea mai elocventă pentru Gina, defilarea. Mai întâi, le arată fetelor ce așteaptă de la ele. Asta-i măsurare! Sinceră să fiu, am cunoscut foarte multe fotomodele la viața mea și foarte multe vedete Playboy, dar ca Gina Pistol, niciuna! Mulțumesc frumos!
Sper că soția nu este aici. Este. Atitudinea contează foarte mult. Contează foarte mult ce transmiți. Poți să transmiți, să le arăți oamenilor că ești supărată. Poți să transmiți căldură, știi? Să fii o persoană foarte, ai o față foarte plăcută. Acum depinde de fiecare ce vrei să transmite, da? Perfect! Aplauze! Mai cu viață, așa? Bravo! Bravo! Vă aplaudăm! Am descoperit că printre fete au fost câteva care știu să să meargă pe podium și știu să facă, cum spunem noi, make love to the camera. Oh. E, da! Bravo! Bravo! Aplauze! Aplauze de încurajare! Mulțumim frumos! Stâng, drept, stâng, drept, da? Stâng, drept, mâna în șol. Spectacolul Frumusețe în Lucavița se încheie cu o lecție pentru două candidate la titlul Miss Fata de la Țară 2020. Hai să vezi la cameră! Timide și pline de emoție, fetele au reușit să treacă cu brio de probele propuse de Gina. Iar unele dintre ele chiar au demonstrat că merită să meargă mai departe. Sunt tare curioasă să aflu care sunt acestea. Ce pot să spun? Mi-a fost foarte greu să aleg, pentru că toate sunt frumoase. Fiecare, știți cum, fiecare femeie are o frumusețe a ei. Mi-a fost greu, dar asta este. Cum v-au zis numele, faceți câte un pas în față, da? Elena! Simona! Raluca! Flori! Loredana! Tatiana! Să știți că nu e atât de ușor să alegi dintre multe fete drăguțe doar câteva. De aceea eu în loc de 6 a trebuit să aleg 7, pentru că mi-a fost foarte greu să mă decid. Și am ales o fată, bonus, așa, Iuliana. Uh,
Aș vrea să le iau pe toate, dar de ce am eu nevoie? Cum ați văzut, fete frumoase, deștepte, descurcărețe, istețe și să fie plăcute de toată lumea. Sper eu ca mâine să fac așa o părere și să iau decizia care trebuie. Și acum, ce vorbăra ai, mă duc să mă culc că sunt distrusă. Prima zi a trecut, dar misiunea Ginei nu s-a terminat. Mâine va trebui să o aleagă pe cea mai frumoasă fată, pe cea care va reprezenta Luncavița în finala de la București. Și ca să le cunoască mai bine, s-a hotărât să le fac o vizită chiar la ele acasă. Prima oprire la două fete. Pentru că sunt verișoare și amândouă stau la bunica. Un alt lucru neobișnuit, ambele fete învață în străinătate, una în Spania, alta în Italia, acolo unde se află părinții lor la muncă. Cum ați primit? Da, eu nici nu mă așteptam. Da? De ce? De ce? Nu știu, aveam și emoții și nu știu, nu mă așteptam. De cât timp ești plecată în Italia? Am terminat clasa 8 și pe clasa 8 am plecat. Și mama ta lucrează mai mult în Italia? Da, lucrează. Are 3 ani. Da. Ai de despărțiți, nu? Da. Da. Nu s-au înțeles de când era mică și am crescut-o noi aici. Și cu mama ta te înțelegi bine? Cât de cât? Cum? De ce? Amândouă sunt cam nervoase, cam așa, dar să înțeleg. Cum să fie, adică la vârsta asta nervoasă? Stai să vină când o să crească mai mare și să vină problemele, adevăratele probleme din viața atunci. Tu ești pe de 5 ani nu? Și faci școală acolo, nu? Și ai prieteni? Ți-ai făcut prieteni? Nu? De ce? Că nu-mi plac băieții de acolo. De ce? Ce au? Sturuței sau nu îți plac ca și caracter? Sturuți. Da? Mai frumos sunt românii? Da. Da? Ei, da. Cum ai dorit să fii peste 10 ani? Eu vreau să fiu fotomodel. Da? Da. De ce? Îmi place așa îmbrăcămintea. De ce? Bine, e frumos. Eu vreau că-mi fac shopping, mă relaxez. Deci, cât mai mult. Vedeți de la ce vârstă frage, de ce? La fete ne place foarte mult. Da, până la urmă știi cum, că e și haina importantă, dar nu asta te definește. Ca adevăratele femei frumoase, poți să le pui și un sac pe ele. Următoarea oprire. Gina vede dublu, pentru că în casa aceasta stau cele două gemene la fel de frumoase. Îți place așa viața de la țară? Da, îmi place. Da, și mie îmi place. Și eu am copilărie. E foarte frumos. Chiar mă bucur că am avut o copilărie aici. Da. Iuliana și sora ei sunt mai mult decât gemene. Sunt de nedespărțit. Fetele nu concep viața una fără alta. Ce, ți-ar fi greu să stai fără ea? Da. Da? Problema este între ele, să știți. Sunt stresunite, nu? Da. N-am să timp împreună. Da? La grădiniță până acum. Da? Aceeași clasă, în aceeași grupă. Și dacă ar fi, nu știu, dacă o să vă măritați și voi la un moment dat, o să, tot așa vreți să stați mai unite, să vă faceți casa? Cât mai aproape. Cât mai aproape, da? Se poate, da. Și asta e de spune că tu câștigi și trebuie să pleci prin lume, prin țară. Prin... Păi eu și pe ea, dacă e posibil. Da? Următoarea fată, Simona.
Ca la foarte multe alte fete de la țară, părinții ei au fost nevoiți să plece să-și caute de muncă în străinătate. Simona stă cu bunica ei și se sprijină una pe alta. Ia spuneți-mi, vă ajută la aici în gospodărie? Vă ajută? Sunt operată. Vineri am venit la spital. Da? Și m-a ajutat, m-a dus de la spital. Păi suntem doar noi două. Da. M-a ajutat acasă, cu da. Casa, a rămas pe seama și ei. Și de o grădă și de casă se ocupi, te ocupi tu? Da, singur, că părinții sunt plecați. Hai, dă un pic cu sapă, că acum e soarele, arde soarele. Gina o crede pe bunica Simonei când spune că nepoata e harnică, dar vrea să vadă cu ochii ei cum se descurcă. L-a prășit. Știi să faci asta? Trebuie să mă plim, așa da? Mă nouă. Mă caut dacă... Acolo, acolo, să iei după aia. Dă-i mai cu așa și mai repede și mai aplicată. Dă-i zor. Dă-i zor că ești pot. Firmată, mama, și nu stă gine așa. Încet, încet. Da, bagă tare. Tai ardei ăla, tai el că nu-i bun. Așa, mama, să-i dai, să o convingi pe Gina că ești fată la țară și că știi să faci treburile pământului. Ia, dă să văd dacă eu mă pricep. Ia, dă-mi eu puțin asta. Așa, să văd dacă mă pricep. Asta făceam și eu. Uite, pe aici o să ies. E, cum este? A, mă pricep? Sunt fată de la țară și eu? Se vede că copilării la țară? A? Se vede, a? Așa. Ah. Elena este o fată frumoasă și modestă, care însă nu are încredere în forțele ei. Povestea ei este similară cu a multor alte fete de la țară care nu își dau seama de potențialul lor. Emoționată? Nu? Am fost el puțin și acum am trecut. Și te așteptai să te aleg? Nu. Să fii printre cele 6? Nu? Nu mă așteptam, adică mă gândeam la altcineva, chiar alte fete. Da? De ce? Nu, n-ai încredere în tine? Nu prea. De ce? Nu știu, nu, niciodată nu am fost așa cu încredere în mine, să pot câștig eu, niciodată nu. A, nu-i bine să pleci la drum, să știi. Încrederea în tine contează foarte mult. Aici mai este și o rivalitate între noi, care câștigă, nu știu cum, fiecare se mănâncă pe la spate, este cam ceva... Ca între fete, așa e la orice concurs de mis. Eu chiar vreau să plec de aici, adică mă gândesc că am un viitor mai bun la oraș. A, tu chiar stai aici în... Eu stau și fac școala la Măcin și am stat și la internat și acum se face naveta Măcin în Careță. Dacă ar fi să câștigi, ce părere avea prietenul? Nu-i gelos? Adică nu, știi cum se gândește că stai puțin dacă o să câștige și astea o să fie curtată de alți băieți. Mai fac glume, bineînțeles, prietene pe seama lui, dar nu e nicio problemă. Da? De ce? Ce zic? Ei, că o să plec, că nu o să las, că nu o să mai văd, că o să am bani, că nu știu ce. Ai putea să faci compromisuri ca să ajungi unde vrei tu? Da. Da? Ai putea să faci? Da. Ce fel de compromise? Păi, în primul rând, trebuie să-mi las familia aici și să plec. Dacă este nevoie și școala, până la urmă o reiau, mai târziu, depinde. Cum a fost aseară? Te aștepta să fie aleasă? No. Ultimele fete, nu? No. De ce? Păi când ne-am auzit numele, nici nu știam, eu sunt sau nu. Da. S-ar plăcea să mergi la București? Da. Nu ți-ar fi greu fără ai tăi să descurci? Ai, sunt obișnuită și fără. Da? Da. Păi? De ce? Păi să fie doar că de cât așa, dar ne obișnuim dacă vreau să o văd la televizor. Vreau din totdeauna așa, dorit să fim. Păi și nu o să fie greu așa fără ea, fără ajutorul ei pe aici? În... Te descurcăm. Curte ce și nu? Facem? Părinții Ralucăi nu sunt tocmai înstăriți. Mama lucrează la sifonărie pe nici 400 de lei. Tatăl este bolnav și are nevoie de o operație. Raluca îl ajută cum poate la muncile din gospodărie. Când pleca taică-sul cu căruța undeva, tate, merg și eu cu tine, merg și eu cu tine. Deci îmi plăcea să-mi conducă calul, să merg cu calul. Și oriunde se ducea și cu oile a fost odată cu taică-sul. Ultima fată de vizitat, Loredana. Nici ea nu era sigură de frumusețea ei și nu credea că va ajunge în finală. Pe lângă modestie,
Fata are și puterea de a recunoaște calitățile adversarelor. Cum a fost aseară? Dumneavoastră și dumneavoastră ați fost la... Da, am fost și eu. Și v-ați așteptat să iasă printre... Mă așteptam așa, da? Și aveam emoții mai mari ca ei. Tu te așteptai? Nu știu, nu prima oară credeam că nu. De ce? Nu știu, mă gândeam că sunt fete mai frumoase. Dar acum, că l-ai văzut pe tate? Acum sunt mândră. Care crezi că o să fie rivala ta? Elena. Elena? De da. Ce? Nu știu, e frumoasă, e blondă, e înaltă. Păi știi, ești înaltă, știi, ești tu blondă. Nu știu, am zis că e frumos și care ochi frumos. Zici mie, ce muzică îți place, ce... Majoritatea genurilor, nu am... Nu e un gen anume. Cântăreață, cel mai mult îmi place Andra. Da. Sau așa, nu știu, manechine, manechin, creator de modă. Mica Columbeanu. Da? Și Bianca. Și Bianca? Ce-ți place la Bianca? Te-ai dorit să fii așa ca ea? Sau ca Monica? Nu, ca cine te-ai dorit? Sincer, nu aș vrea să fiu ca cineva anume. Aș vrea să am o imagine proprie, nu vreau să copii pe mine. Momentul cel mai așteptat a sosit, finala din Nuncavița. Mare sărbătoare mare, pentru că tot satul cu micul mare s-a strâns în centru să ne arate pașilor de dans, dansul lor tradițional. Oricum, și fetele sunt foarte emoționate pentru că nu știu ce probe le-a pregătit Gina pentru astăzi. Marele eveniment al Nuncaviței, finala Miss Fata de la Țară. Cele mai frumoase fete, una mai emoționată decât alta, sunt pregătite să intre în scenă. Spectacolul este deschis pe muzică de primul gospodar al comunei, un primar care le știe și cu cântatul. Ghiocelă de la Dobrogea, ghiocelule, mititelule, din pădurea din Nuncavița mi-ai adus inima. Că și eu ca tine, frate, mi-am deschis inima. Vântul, gândul cât m-ar bate, mereu voi tot cânta. Dar să vă spun un secret. Primarul Nuncaviței a fost cel mai simpatic primar pe care l-am întâlnit în viața mea. Este omul spectacol. Am marea plăcere, onoare, prietenie să o invit aici pe Gina Pistol, Ocean Parade, bun venit! Bună seara, încă o dată vă spun și eu. Eu am venit să aleg o fată, o fată ca să vă reprezinte, o fată care poate să schimbe viața și viitorul. Pentru că premiul este 10.000 de euro. Inviți fetele pe scenă? Prima probă de autoevaluare. Gina Pistol le cere să spună care sunt calitățile și aturile lor. Sunt ambițioasă. Bravo! Am emoții. Bravo! Emotivă. Încăpățânare. Bunul simț. Corect! Bravo! Aplauze. Îndrăzneală. Încăpățânare. Și cam atât. Atât? Ambiție. Ambiția. Îndrăzneala. Măi, dar toate fetele de aici sunteți ambițioase și îndrăznețe? Așa este, da. Îmi place foarte mult să fac cu mei prieteni. Sociabilă, da.
Sunt o fire sensibilă. Îndrăzneață. Da. Și emotivă. Și emotivă. Ai. Păi sunt îndrăzneață. Da. Sunt puțin emotivă. Următoarea probă marca Gina Piston. Pentru a le vedea creativitatea și îndrăzneala, fiecare fată trebuie să susțină un moment artistic, la alegere. Între Dunăre și mare, pe pământul Dobrogei, an de an e sărbătoarea florilor de tei. Geamvara, geamvara, ca la noi la Dobrogea, geamvara, geamvara, bate din picior așa. Hai săltați, hai săltați, ca așa Dobrogei din frați, săltăreți, iubăreți și petrecăreți. Încă o dată. Geampara, geampara, ca la noi la Dobrogea. Geampara, geampara, date din picior așa. Hai soldați, hai soldați, ca așa-s dobrogeinii frați, săltăreți, iubăreți și petrecăreți. E, aici a fost aici, pentru că fetele nu se așteptau la această probă. Tocmai de-aia am vrut să văd cât de spontane sunt, pentru că spontaneitatea contează foarte mult în lumea showbizului. Ce ți se întâmplă dacă urci pe scenă și rămâi fără un pantof? Eu să dansez. Tu vrei dansezi? Ok, spune-mi ce, ce vrei dansezi? Ce-o fi? Cel de la Dobrogea, ghiocelule, mititelule, din pădurea din Lungavița, aduc primăvara. Că și eu ca tine, frate, mi-am deschis inima. Vântul, gândul, cât m-ar bate, mereu voi tot cânta. Bravo! Vă mulțumesc frumos! Eu când eram mai de vârsta voastră, am participat la un concurs de mici și n-am câștigat nimic. Deci eram un fel de rățușca, nu chiar rățușca cea urâtă a școlii, dar oricum nu prea se uitau băieți la mine. Și acum am ajuns să le dau peste nas. Așa că... Mulțumesc frumos! Asta contează foarte mult, să aveți mult mai multă încredere în voi. Asta este lecție învățată în propria piele. Gina inventează o probă care îi s-ar potrivi mai repede lui Smiley. O întrebare de oracol. Dacă ar fi să fugi pe Marte, cum e o melodie, știi? Da. În afară de sora ta, că știu cu ea vrei să fugi. Zi-mi o altă persoană. Cu ce persoană ai fugi pe Marte? Cu fratele meu, dacă pe ea nu pot să iau. Puteți să alegeți și din actor, din fotbalist, din cântăreț, din, nu știu. Pe tine? A, pe mine? Și ce faci noi două acolo? Ne-am plictisit. Sora mea. Singură. De ce? Cel mai bine. Să nu-ți facă nervineva. Alex Velea. Alex Velea, e, da. Cu prietenul meu. Cu prietenul tău? Prietenul meu. Tău, prietenul tău. Come on. Start! O probă amuzantă pentru ca fetele să mai uite de emoții. Mândrele sunt băgate la apă și la butoi. Trebuie să umple cât mai mult un borcan cu apă, adusă cu prosopul dintr-un butoi imens. Totul contratimp. Start!
bineînțeles că fetele au fost susținute și aplaudate de toți spectatorii noștri. Dar am descoperit că una dintre fete și-a uitat sirenul acasă. Start, start! Ia să o aplaudăm pe Tatiana! Hai, toată lumea! Gata! Fetele au scos foarte multă apă din butoi. Apă, bineînțeles, contorizată. Cel mai mult au scos două fete, concurenta cu 4 și 3, adică Iuliana și Simona. Să le aplaudăm! O probă de gospodărie pentru orice fată născută lângă Delta. Curățatul peștelui viteză. Aveți să nu vă tăiați. Pentru că chiar dacă l-ați terminat cel mai repede, eu o să mă uit și cum l-ați curățat, pentru că am curățat pești la viața mea și știu cum este. Da? 5, 4, 3, 2, 1, start! De dimineață lângă lac pescarul la maton își cânte numai pentru el un cântecel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor și pește mult va ridica pescarul amator. Scoate-i ochii! Când îl aud trililuliluli, pe el toți peștișorii fug trililuliluli. S-a descurcat foarte bine. Își l-am dat să rau soși de parcă erau foc de artificii. Dar s-am descurcat. De vrei să prinzi cu un vița, știi pește cât mai mult. Am o metodă strașnică, hai spune că te ascult. Eu de cârligul undiții atârn mulți viermiși. Scoate-mi urechile! Gâtile la burtă! Scoate-i oasele! Ca încheiere, dacă vreți mult pește să mâncați, cu toată încrederea vă rog. Bravo! Pește mare, uitați. Să cercetăm masa. Îl pescuim cu undița în maximum un an. Un pește mare, uite așa la masă. Se vede că fetele se pricep la bucătărie. Adică au învățat artă culinară. Da, nu, știu, au știut să curețe peștele foarte bine. Și chiar într-un timp record. De la cel mai mare la cel mai mic. De la cel mai mare la cel mai mic. Să aplaudăm! Este vremea ca fetele noastre să îmbrace costumul tradițional dobrogean și să arate dacă știu să danseze muzica locului. O să-mi fie foarte greu să aleg, dar să știu că decizia este a mea. Ceilalți m-au ajutat foarte mult, echipa și primarul și toată lumea, știi? Dar decizia mea aparține. Și aș vrea să mergeți toate, dar mă gândesc oricum la București să fie competiție foarte grea. Și cea care merge trebuie să se ridice la nivelul celorlalte, cu siguranță și colegii mei au ales ce este mai, știi? Ce este mai bun și mai frumos și mai... Ia să vă văd la o geampara așa, să văd cam, să-mi fac o impresie cum vă stă un costum popular și cât de bine vă mișcați, da? Vă dansați, da? Între Dunăre și mare, pe pământul Dobrogei, an de an e sărbătoarea florilor de tei. Între Dunăre și mare, pe pământul Dobrogei, an de an e sărbătoarea florilor de tei. Geampara, geampara, ca la noi la Dobrogea. Geampara, geampara, bate din picior așa. Hai să-l tați, hai să-l tați, ca așa-s dobrogenii, frat. Să-l tăreți, iubăreți și petrecăreți. Zi-mă! Ia
voi săltați, ca așa-s dobrogenii frați. Săltăresc, iubăresc și petrecăresc. Hei! Ultima probă, cea mai importantă. Fetele vor defila pe podiumul improvizat în port popular. Elena! A fost Elena, acum Tatiana! Să o aplaudăm pe Tatiana! Iar acum Flori! Să o aplaudăm pe Flori! Simona! Să o aplaudăm pe Simona! Bravo, Simona! Raluca! Să o aplaudăm pe Raluca! Bravo, Raluca! Toată lumea! Aplaudăm! Loredana! Să o aplaudăm pe Loredana! Iuli! Să o aplaudăm pe Iuliana! Așa cum știți, concursul Miss Fata de la Țară, în afară de frumusețe, înseamnă și simplitate, blândețe, nu știu, mi-e foarte greu să iau decizia asta. Decizia mea aparține în totalitate. Fata care va fi alesă va merge la București, va fi într-o competiție foarte strânsă și trebuie să se descurce. Premiul cel mare este de 10.000 de euro. În afară de asta este câștigătoarea concursului Miss Fată de la Țară. Va avea foarte multe de câștigat pe urma concursului. Îi se va schimba viața. Bineînțeles, asta depinde și de ea. Și câștigătoarea, cea care vă va reprezenta la București, fata de Lungavița, este Elena! Felicitări, draga mea! Mulțumesc. Să nu mă faci de râs! Dacă de... Pe lângă celelalte fete, Elena este mai îndrăzneață și mai vorbăreață și cred că o să se descurce în competiția finală. Tu vei reprezenta Lungavița, da? Și mă vei reprezenta și pe mine, pentru că eu te-am ales. Sper să nu ne dezamăgești și sper din tot sufletul să câștigi competiția. Mulțumesc, da? Vă mulțumesc foarte mult și o să vă reprezint cu foarte multă plăcere și mândrie, o să vă dezamăgesc. Și mândrie. Și foarte multă mândrie. Bravo! Aseară, după preselecție, ne-am bucurat că a trecut după prima probă, dar nu ne-am gândit că ea va ajunge să fie Miss Fata de la Țară. Am vorbit cu mai multă încredere și am luat totul în serios, nu am luat totul că într-o glumă, vai cu răspeste, nu am făcut asta niciodată, vai mă murdăresc, vai nu știu ce. Am luat tot normal, că nu am luat în considerare faptul că sunt camere de filmat. Ne-am gândit că deci poate concura și totuși poate dacă câștigă viața ei se va schimba. Bine, deci la noi, la țară, sunt șanse foarte puține. Eu zic că am făcut o alegere bună. Este o fată finuță, cu bun simț, frumoasă, muncitoare, ambițioasă
și e o fată care merită să câștige. Știu că va fi o competiție foarte grea, însă îmi doresc din tot sufletul să câștig și să-mi schimb radical modul de viață. Misiune îndeplinită pentru Gina. După două zile de căutări, alergătură și emoții, Gina a ales-o pe cea mai mândră fată din Luncavița. Elena este timidă, așa cum este bine unei fete de la țară, și frumoasă, așa cum ne trebuie nouă în finala de la București. Săptămâna viitoare, o altă vedetă, un alt loc din țară și alte fete care așteptă să fie descoperite. De data aceasta, Dan Bordeanu va pleca într-o zonă renumită pentru fetele frumoase. Până acum doar 3 fete s-au calificat pentru finala din București. Maria din Ieud, Raveicuța din Fundul Moldovei și Elena din Luncavița. În final vor fi 6 fete care vor veni aici la București și se vor lupta pentru titlul cel mare, Miss Fată de la Țară și premiul de 10.000 de euro. Eu le aștept aici la București, iar pe voi vă aștept săptămâna viitoare tot aici la Prima TV.